Dragi telespectatori, bine v-am găsit! Am invitat în emisiune un tenor de talie internațională care a cântat pe marile scene ale lumii. A fi putut să fie în avangarda mondială a celor mai apreciate voci lirice alături de José Carreras și Plácido Domingo. Dragi telespectatori, invitatul meu este singurul artist pentru care s-au spart geamurile operei române. Bine ați venit în emisiunea Portret de Excelență, domnule Florin Georgescu! Să rămână, mulțumesc mult de invitație. Un gând bun că suntem luna, prima luna primăverii, de la mulți ani doamnelor și domnișoarelor, și vă să le mulțumesc pentru că există în viața noastră și românilor de pretutindeni numai bine. Este o bucurie să vă avem astăzi aici. Marele tenor și pot să completez om de cultură, Florin Georgescu, este în emisiunea Portret de Excelență la TVR Cultural și este, așa cum am spus, o bucurie. Îmi place să mi se spună că sunt om al muncii. Îmi fac datoria și mi-am făcut datoria așa cum și-o fac toți artiștii, pentru că am fost hărăziți de Dumnezeu să avem ceva în plus și să mulțumim mentorilor, profesorilor și oamenilor care s-au ocupat de educația noastră. Așa pentru este. A deveni ceea ce suntem. Este adevărat, am citit parte din biografia dumneavoastră, vă cunosc din adolescența, copilăria și adolescența mea, chiar vă povesteam înainte de a filma că nu de puține ori vă ascultam romanțele, acele romanțe atât de frumoase. Cred că ați rupt, cum se spune, inima multor doamne, domnule Florin Georgescu. Trebuie să-mi placă mie ceea ce cânt ca să pot transmite. Dacă eu nu sunt impresionat de mine, să nu am acea lagrimă, cum zice italianul, în voce, nu mă simt încântat și satisfăcut pentru actul artistic. Romanța o cânt pentru că sunt român, romanța o cânt pentru că o cunosc de la mama mea, de la părinții mei, romanța o cânt pentru că sunt și provin din locul și țara romanței Târgoviște. Am participat la 36 de ediții, am cunoscut și am ascultat aproape toți mari artiști ai României și a fost o șansă și un noroc pentru mine să fiu alături, să-i cunosc și să le fur din harul lor. Este clar că dumneavoastră v-ați născut cu acest har, uitându-mă așa în copilăria dumneavoastră. A existat acel moment, domnule Florin Georgescu, știți cum se întâmpla, mergeam la școală, la serbare și recitam o poezie sau cântam ceva. Mă gândesc sau vizualizez așa, ca într-o scenă de film. S-a întâmplat cu siguranță să vă observăm. Mi-aduc aminte că mama mea, fiind profesor la școală și predând și muzica, activitatea artistică și-o făcea cu noi copii, în special cu mine și surorile mele. După scenă mă știu de mic. Da. Cred că de la 5-6 ani. Și apoi a fost acea șansă de a cunoaște la mine acasă pe mari artiști care veneau cu spectacole la Pietroșița, în satul meu natal, în comuna mea. Și după spectacol veneau la mine acasă, pentru că mama era și director de cămin cultural și erau invitați la o serată. Da. Și stăteam și ascultam cu o plăcere fantastică Ioana Radu, Emil Gavriș, Hazgan și mulți alții, Ion Dolănescu, îmi cer scuze, dar nu mai mi-aduc aminte, mulți și mulți artiști și actori chiar. Asta a fost o șansă și, cum se spune, oportunitatea pe care ați avut-o. E adevărat, mama profesor, iată, era implicată în comunitate. Mi-aduc și eu aminte de căminele culturale, cred că mai există și acum în anumite zone, dar nu știu dacă peste tot. Și șansa pe care o aveam, mă rog, în anii 80, să ajung în satul meu natal, oamenii cu talent, așa, cu har, indiferent din ce domeniu cultural, și să ai șansa aceasta, oportunitatea să-i vezi. Și de asta mă gândesc la dumneavoastră. Vreau să vă spun că în Dâmbovița, de unde provin, da, unde m-am născut, s-au renovat aproape toate sălile și clădirile caselor de cultură și căminilor culturale. Da. Și eu, fiind implicat în acest fenomen artistic, merg cu drag și cu plăcere la oameni cu spectacole, la comunități cu spectacole, cu colegii mei de la
Direcția Cultură a județului Dâmbovița. Da, o să povestim în emisiune, pentru că, într-adevăr, sper să ne ajungă timpul, dragi spectatori. Vorbim de o viață atât de bogată și pe scurt o să încercăm așa să facem o radiografie, întorcându-ne adevărat în copilăria dumneavoastră și, bineînțeles, apoi ajungând în zilele noastre, pentru că dumneavoastră, e adevărat, sunteți un om implicat cu adevărat în zona culturală. Dar, așa cum spuneam, întorcându-ne în copilăria dumneavoastră, domnule Florin Georgescu, proveniți dintr-o familie unde, este clar, părinții au avut acest talent, au cântat, da? Vreau să ne povestiți puțin din zona aceasta, ce vă amintiți și v-a marcat așa. Îmi amintesc vocea mamei mele, mama mea cânta romanțe, cânta foarte frumos și pe tatăl meu l-am cunoscut, părinții mei au divorțat de când aveam eu 3 ani, 4 ani, l-am, într-o seară, fiind student, am fost la o petrecere și cineva cânta pe o voce de tenor superbă și am întrebat cine este și acea persoană mi-a spus: Florin, acela este tatăl tău. I-a avut vocea după 20 și ceva de ani. Deci atunci mi-am dat seama că-i semăn și lui în voce. Bine, n-a profesat, a avut alte îndereniciri, dar mama mea s-a ocupat de mine să promovez și la liceu și la facultate, da. Și apoi asta a fost mulțumirea pentru mine, că am putut să rezist, pentru că mai aveam lângă mine încă două surori care își urmau și ele cursurile facultăților și ne-a fost destul de greu, dar după 2 ani de facultate am început să mă întrețin. Sigur. Din produsul finit al cantului, da, al, da, cântului. Dar când ați descoperit că aveți vocație cu adevărat în zona aceasta, domnule? Eu lucram la hotelul Inox Târgoviște și în pauza de masă le cântam colegilor. Într-o zi a fost o vizită oficială în acea întreprindere, printre care era și maestru Octavie Nigărescu, director la Opera Națională în acel timp. Și m-am auzit cântând și am întrebat pe directorul familiei: dar cine cântă? Zice, un băiețel, noi zice, canțonetele cântă la copii. A doua zi am fost chemat la sediu, la Târgoviște, m-a verificat, mi-aduc aminte niște țipete, nu concepeam, nu știam ce aceea operă, și m-a determinat în câteva luni să vin la București să dau audiție la operetă și anul următor să mă pregătesc să intru la conservator. Și din acel moment totul mi s-a schimbat. Totul a luat o întorsătură neașteptată. Într-o noapte m-am certat cu mama mea, i-am spus că vreau să plec la operetă și m-a dat afară. Efectiv mi-a zis: du-te, că astea-s nebunele tale, ce că să cauți tu la acea instituție pentru profesioniști. Și am plecat cu un tren de noapte, mi-aduc aminte, cobora la București la 3:37. Aveam acea fisă de 5 lei de aluminiu, exista fisa aceea, atât am avut și cu ce a fost pe mine. Și am ajuns n-am plătit la tren, pentru că s-au urcat niște soldați în vagonul meu și m-am dus gratis la București. Și am dormit în gara Basarab până să înceapă să meargă tramvaiele, la 6, nu știu, la... Și dacă țineți minte, băncile erau cu niște cotiere și m-am băgat așa sub cotiere, dar mă trezeam din 5 în 5 minute, treceau acceleratele spre gara de nord, viteză. Eu, neobișnuit cu zgomotul orașului, veneam dintr-un loc unde auzeam numai păsărele cu pisică sau animale, trăiam aproape în pădure. Dimineața am dat audiție la operetă și am fost admis. Un an de zile am stat la marginea Bucureștiului și m-am pregătit pentru conservator. Am avut niște oameni minunați, nu mi-au luat niciun ban, totul a fost pe gratis. Am făcut și canto și teorie solfegiu gratuit. N-au vrut să le plătesc. Au avut încredere în dumneavoastră. I-ați cucerit cu glasul, cu vocea. Am fost încântat că nu... Da. Pentru că eu eram analfabet muzical. Eram pe lângă. Dar mi-am dorit așa ceva, să-mi schimb viața, mi-am dorit, că în primul rând mi-era rușine să mă întorc în satul meu să le spun că
asta a fost, n-am avut. Da. Ce n-am avut. Da, da, da. Și am avut ambiția asta să mă întorc alt om și să... Va trebui curaj, ați apreciat la momentul acela că ceea ce faceți este un act de curaj, efectiv, pentru că nu este ușor când pleci de la țară, da? Și îți iei viața în mâini, pur și simplu. Vă dați seama, eu n-aș fi avut curaj, spre exemplu, să dorm noaptea pe o bancă în gară. Ce vârstă aveați? 22 de ani. Astăzi tinerii noștri de vârstă de 22 de ani încă mai stau acasă cu părinții și se gândesc de 10 ori înainte să părăsească sau să-și ia zborul, cum se spune. Cum a fost? Imediat după ce a terminat conservatorul, ați fost angajat la Opera Națională din București? Încă din anul 3, când am Opera Română, am debutat cu Duce de Mantua Rigoletto, am fost premier de Lucia, de Traviata... Și apoi am fost repartizat direct la Opera Națională. Mi-aduc aminte, în ziua repartiției mi s-a transmis să nu mă prezint, să nu creez invidie, pentru că Bucureștiul este oraș închis și eu trebuie să mă prezint într-o bună zi direct la operă, să nu mai spun nimănui unde sunt repartizat. Și am început la operă, dar a fost singurul inconvenient a fost că nu puteam să părăsesc țara. Aveam foarte multe invitații de la teatrele din străinătate și mi s-a interzis totalmente. Ultima gafă ce mi-a făcut-o securitatea sau, mă rog, aveam la Ruse, în Bulgaria, aici aproape, Rigoletto, și am zis, domnule, invitat și directorul operei, și secretarul de partid, și securistul operei, și așa am dat drumul. Ei au plecat, eu am rămas. Incredibil. Dar, mă rog, din ce am citit eu, ați fost atent, să spunem așa, monitorizat, dacă nu folosesc un termen prea dur, de către soții Ceaușescu. Erați adevărat, făceați parte din trei artiștii care, nu de puține ori, îi încântau sau, eu știu, participați la evenimente de stat. Da, făceau acele recepții cu circuit închis și sau spectacole de 1 mai, o spectacole omagiale care era nelipsit. Dar totuși ați, în 90, imediat după Revoluție, ați părăsit-o. Eram în casă la Ion Dolonescu, la ziua lui 25, parcă. Era un român american foarte bogat și mi-a zis, vreau să vin în America cu mine peste 3 zile să te cunoască românii de acolo. Da. Și seara am jucat Don Pasquale la operă, la ora 3 eram în aeroport, n-am spus nimănui, încă mi-era frică că nu pot să plec. Am ajuns la Detroit. Din întâmplare aveam o casetă audio cu mine, Lucia Dillammer, m-a trimis-o acel tip la opera din Michigan, m-au chemat la 3 zile, în 2 săptămâni mi-au făcut și contractele și am debutat cu Traviata la Messani Temple din Detroit, sală de 7500 de locuri, am înghețat când am văzut stadionul lângă mine, am zis ce mă fac, vreau să vă spun că mi s-a părut că aveam microfoane peste tot, așa sonorizare și acustică avea acea sală. Și apoi mi-am început aventura mea în America, am cunoscut o femeie minunată, a fost managerul meu, Aida Gresis. Vreau să spun că a venit de 20 de ori în România, sunt îndrăgostit de România. Și ea m-a ajutat foarte mult și s-a ocupat de mine și de contractele mele și de tot ce făceam și îi mulțumesc, este în viață și... Da. Și acea doamnă, vreau să vă spun că înainte o plăteam, își avea 30%, a refuzat să mai, după un an de zile, a refuzat să mai îmi ceară onorariul care îi se cuvine. Da. Da, a fost o șansă, e adevărat, în mod clar, oamenii care sunt atât de buni în ceea ce fac, fără nicio discuție, reușesc. Dar mă duc cu gândul la Luciano Pavarotti, mă duc cu gândul la Frank Sinatra. George Bush, senior, i-am cântat, da, eram cu distribuția vorbim. De la Butterfly, la Ritz Hotel, la Detroit, și am cântat. Și atunci un secretar de-al lui mi-a spus dacă doresc cetățenia americană. Da. Am stat și m-am gândit o săptămână și am spus că nu refuz, că vreau să rămân în român și vreau să vin de câte ori doream să vin în țară. Mi-era tot timpul dor de România. Mi-a fost dor de țară. Și în Israel am fost de atâtea ori. Nu mi-a fi, dacă aș fi rămas undeva, aș fi rămas în Israel. Cea mai minunată climă din lume este Israel. Sunt cetățean de onoare orașului Tel Aviv.
și acolo mi s-a oferit, puteam să fac familie, nu, am refuzat. Mi-era dor de Bucureștiul meu și de Pietroșița mea. Da, dumneavoastră ați declarat de foarte multe ori că iubiți foarte mult România. Dovada e că v-ați întors, așa cum ați spus, ați refuzat cetățenia americană. Da. Cine ar fi făcut asta? Nu cred că există prea mulți oameni. Eu care îi felicit pe colegii mei că s-au stabilit în străinătate. Asta înseamnă pentru noi un plus de valoare, că arta și școala românească este desăvârșită și recunoscută. Eu nu am putut, m-am spus, am avut acea piangere în inimă tot timpul, mi-era dor de România. De România și de neaț, de sărbători, veneam, de Crăciun, de orice regnă. Eu nu stăteam în New York, circulam în toată America. Și de la New York luam Tarom, era cursa Tarom direct București. Și intram în avion și se cânta Zamfir, celebrele piese. Mă așezam în scaun, într-un colț și plângeam. Mă simțeam că sunt acasă, în curtea mea, când auzeam muzica românească și taromul și români vorbim românește. Mă uit la dumneavoastră, atâta sensibilitate. Cine ar fi spus, deci eu am imaginea aceea, încă o dată repet, când într-adevăr erați difuzat foarte mult la televiziunea națională, e adevărat, probabil se întâmplă și acum, dar în adolescența mea, vă urmăream, v-am spus, m-ați lăsat fără cuminte. Emoția e atât de plăcută. Așa este. V-am spus, dacă n-am avut șansa să plec, am avut șansa să imprim și să filmez la televiziunea română. Am mult în arhivă, ore, zeci de ore de înregistrări și de filmări. Am cântat aproape în toate instituțiile filarmonice și opere din țară și mi-a fost bine. Vreau să spun că nu regret nimic, pentru că după mine vine băiatul meu, Florin Georgescu Junior, îmi urmează ceea ce fac eu pe scenă, el e actor și mă mândresc cu el pentru că este un băiat foarte serios, este actor la Bulandra în Târgoviște și mă simt eu tânăr și cu dorința aceea. Retrăiți momente alături de băiat. Acele momente frumoase ale tinereții. O să ne întoarcem în Târgoviște și o să povestim viața dumneavoastră culturală și raportat la băiatul dumneavoastră, dar nu înainte de a ne povesti, domnule Florin Georgescu, cum s-a întâmplat. Luciano Pavarotti, dar și Frank Sinatra au spus niște lucruri, v-ați întâlnit cu ei. Povestiți-ne așa momentul acela. Cu Luciano am fost la Chicago, ne-am întâlnit pentru că el juca la Lyric Opera Chicago Otello, iar eu jucam Rigoletto. Ne întâlneam destul de des și la masă și ne plimbam și un om minunat, absolut minunat, vreau să vă spun că profesional, era impecabil, o uzină de cântat. Se respecta, era foarte respectat și foarte iubit de multă lume. La un spectacol de-al meu, într-o seară după spectacol, după ce am terminat, a intrat în cabină să mă felicite o figură foarte cunoscută. Prima senzație, nu știam cine e și mi-am dat seama, Frank Sinatra. Am avut o senzație de m-a blocat pur și simplu, nu venea să cred. M-a felicitat, mi-a luat în brațe, mi-a zis maestro și eu ești maestro. Nu, a fost o plăcere să-l cunosc. La un an de zile să aflu că s-a prăpădit, Dumnezeu să-l ierte, ca și Luciano. Când am venit în România, managerul lui m-a sunat că vrea să vină la Pietroșița, dar n-am mai avut timp. Vrea să vadă unde locuiesc și de unde am plecat. S-a întâmplat să nu. Deci, momente de excepție din viața dumneavoastră. Presa, cred că sunt convinsă că și dumneavoastră în sufletul dumneavoastră știți că sunteți cam pe aceeași, adică sunteți pe aceeași linie cu acești mari oameni, voci inconfundabile. Haideți să spunem altfel. Ba da. Am cântat pe aceeași tonalitate cu ei. Încă o dată îmi vine în minte așa și mă întreb retoric cine ar fi plecat din America și cine ar fi refuzat atât de ușor cetățenia americană. Dar iată, cum se spune, sângele apă nu se face și v-ați întors acasă, v-ați întors de fapt în România. Cum s-au petrecut lucrurile după ce ați revenit în țară? Trei ani și un jumătate am stat. Bineînțeles că veneam destul de des în România.
M-am dus la operetă pentru că era un program mai lejer și puteam să colaborez. La operă erau restricții cu plecatul, cu turnele. Și apoi am început pe Israel, vreo 3-4 ani turnee în Israel. Îmi plăcea foarte mult să mă duc în Israel. În 2 ore jumătate era acolo. Ori mă duceam la Brașov, ori la Tel Aviv tot. Și a fost frumos. Am fost și cu opera din Budapesta și cu opereta din București, în turneu. Și v-am spus, m-am simțit foarte bine la evrei. Și am cunoscut mulți români, care locuiau, români evrei care locuiau acolo. Să mutaseră în Israel. V-am spus, nici acolo aș fi, dacă aș fi rămas într-o țară, dacă doream, acolo aș fi rămas, dar nu mi-a plăcut nicăieri. Unde e mai frumos ca la noi? Să avem de toate. Spuneți-mi, mama dumneavoastră, în toată această perioadă, pentru că, iată, poate n-a avut încrederea aceea în adolescența dumneavoastră și era un tânăr care a îndrăznit sau a avut curajul să-și ia viața în mâini și totuși după ce a văzut ce ați ajuns un om atât de mare, ce a spus? Că n-a avut încredere pentru mine. Mi-a povestit la un spectacol la Opera Națională, a venit și două femei discutau și ea a auzit, dragă, ai auzit că acest băiat a crescut la leagănul de copii. Vă dați seama ce reacție a venit și mi-a povestit ce vorbeau două. Zic, mamă, astea sunt invenții care nu ai ce să le faci pentru că, nu știu, pentru ei a fost o mândrie și mi-aducea foarte mulți din sat de la mine pentru că, ce să vă spun, nu erau școliți și... Dar plecau încântați că puteam să le produc acea emoție. Spuneți-mi, care sunt calitățile, să zicem, vocale pe care ar trebui să le aibă un tenor? Cea mai mare calitate este să fii generos. Dacă nu ești generos, nu faci față. Trebuie să dai tot. Tot ca să poți să cucerești. Apoi, disciplină, somn și odihnă. Și odihnă. Respectați programul acesta de odihnă? Mi-aduc aminte că eu nu vorbeam 24 de ore înainte de spectacol. Mut absolut, mă închideam în dormitor și nu vorbeam absolut de 24 de ore pentru ca musculatura laringiană să fie odihnită. Întorcându-ne la Târgoviște, ați plecat din București, în 2015 din București, din cauza traficului, aglomerației, nu mă mai regăseam și m-am dus acasă la mine, unde m-am simțit extraordinar, unde am stat o perioadă și un prieten de-al meu, Cornelu Ștefan, un om foarte educat, un om care iubește arta și cultura, m-a determinat să conduc destinele culturii pe județul Dâmbovița. Și vreau să vă spun că îmi face plăcere ceea ce fac. De câți ani faceți asta? De 4 ani și jumătate. Sunt în lumea mea. Am niște colegi minunați care mă sprijină. Știți pe Daniel Jinga, după prima pandemie, îmi spunea, tu joci mai mult ca noi la operă. Deci aveam mai multe spectacole. Am avut aprobare specială și eu aveam spectacole fără nicio restricție. Și îmi face plăcere, vă spun ceea ce fac. Și vreau ca Târgoviștea în următorii 10 ani să fie capitală culturală. Capitală culturală. Pentru că, hai să vă spun niște secrete, Târgoviștea are cele mai multe biserici. A fost capitala României. La mine, la Pietroșița, înnopta regele Carol când trecea spre Sinaia. Casa unde înnopta a fost demolată, acum este casă de cultură. Primăria din satul meu a fost vama între Țara Românească și... Deci eu locuiesc în niște locuri istorice. De ce să nu fac activitate, cultură în județul meu? De ce să nu ridic nivelul de cultură? De ce oamenii care sunt preocupați de traiul de zi cu zi să nu vină la spectacole? Sunt singura instituție din țară unde spectacolele mele sunt gratuite pentru oameni. Nu percep bani, pentru că acești oameni minunați din județ plătesc niște taxe și impozite. Vreau să le întorc prin cultură o parte din ceea ce donează statul. M-ați convins
să vizitez? Vara în munte. Spuneați că veți avea și niște evenimente importante. În luna august, în fiecare an, organizez festivalul Padina Peștera, pentru că provin din zona aceea, da, unde se cântă de la simfonic, rock, folk, folclor. Vreau să vă spun că am adus orchestra Operei Naționale acolo, la 1700 altitudine, cele mai bune trupe rock din România. Am festivalul Ion Dolănescu, festivalul Ileana Sărăroiu, festivalul Rodica Bujor, festivalul de literatură Frații Văcărești și multe, multe alte festivaluri. Deci suntem o instituție care lucrăm din plin și suntem ajutați și oamenii să simt bine și vreau să fie mulțumiți. La ultimul spectacol a fost atâta noastră câteva zile. Pentru mine a fost cea mai mare plăcere să-mi spună oamenii: vă mulțumim că ne-ați adus cultură. Poate mai mare plăcere decât aceea, decât aș fi eu pe scenă. Dumneavoastră cântați ocazional sau aveți un program prestabilit? Când de plăcere. Eu aș putea să fiu și plătit, dar nu, am refuzat. Dacă mi s-a oferit această șansă să conduc destine, să mai cer și bani? Oamenii aceia nu plătesc, nici eu nu plătesc, de când de plăcere. Într-adevăr, când sunt concerte de operă, sunt și eu printre ei. Mai sunteți un model, ar trebui oamenii care vor să se inspire, iată, să vă asculte și să procedeze ca tare, pentru că nu întâlnești prea des oameni care se implică efectiv cu totul și cu sufletul, în primul rând, că dacă, exact cum spuneți, dacă n-ați face din suflet lucrurile acestea, probabil nu ați simți la fel. Reîntorcându-ne iarăși la băiatul dumneavoastră, a spus că sunt momente în care dumneavoastră simțiți că trăiți prin el. Povestiți-ne puțin despre activitatea băiatului. Merg la premierele lui și într-adevăr am emoții. Într-adevăr am emoții că îl știu de... L-am crescut de mic. Da. Mi-e drag că și-a dorit așa ceva și fără știrea mea s-a dus la teatru și a prezentat, a luat examenul. Șansa lui a fost că noi în acte suntem și eu și el, Georgescu, Florian Dan. Numele de scenă e Florin. Da. Și nu l-a cunoscut nimeni și m-am pus încântat că a reușit. E jocul meu frumos cu viața care din plin m-a răsplătit. E adevărat, dar mă gândeam acum, povestea lui așa cum a pornit către această zonă, nu cumva se intersectează anumite elemente cu Florin Georgescu, tânărul care la 22 de ani, iată, a plecat. E adevărat, mama a știut ce faceți. Sigur, el mi-a spus: tati, dar eu sunt în teatru cu tine de când mă știu, pentru că venea la aproape toate spectacolele mele astea, la Arlechin. Pentru a nu suferi și să treacă prin ce am trecut eu, Florin are absolut tot ce își dorește. Toată iubirea și totul i-am lăsat lui. Vreau să vă spun că sunt cel mai sărac director din țară. Am un ATV și o mașină. Atât. Restul vândut complet băiatului meu. Dar e adevărat, bogăția aceea vine prin împlinirea sufletească și, cum se spune, faptul că totul s-a dus către băiatul dumneavoastră. Avea Nicu Constantin, actorul, vorbă, zice: nu-mi da, Doamne, bogăție, că-mi bagi lăcomia în casă. Da, se spune și așa, no, se mai întâmplă mereu. N-am fost niciodată materialist, mi-a fost bine și mi-e așa de drag de mine că nu am rămnit la nimeni și la nimic și dacă am vrut ceva, mi-am făcut singur și m-am răsfățat prin munca mea. Întorcându-ne puțin iarăși în timp, domnule Florin Georgescu, aș vrea să ne vorbiți puțin despre Ion Dolănescu. V-a fost prieten. Aveam la sala radio spectacole împreună. Era un spectacol așa de variete, cu de toate, și folclor, și muzică ușoară. Și m-a invitat într-o zi la el acasă și am fost. Vreau să vă spun că venea la toate spectacolele mele și după spectacole toată distribuția de la operă mergea la el acasă să mâncăm și să ne simțim bine. Știți, la ora 10 toată lumea afară de restaurante, totul era închis. Da. Ne răsfățat. Pe mine Ion m-a răsfățat. Prima mașină care am primit-o în viața mea după ce am terminat facultatea, de la el am primit-o, Dacia nouă, mi-a spus: asta e mașina ta, aia din curte. Zic: Doamne, dar ce fac cu ea? Nu mai ai voie să umbli pe jos. Punct.
Deci până și aici a trebuit cineva să vină și să vă spună, iată, păi așa că e mai bine. Dar a fost o prietenie așa profundă așa pe viață, este, nu? Da, sigur. Da. La un moment dat nu aveam bani și spuneam, eu nu am bani. Suna impresarul lui, deci eu aveam la operă 1700 salariu, suna pe impresarul lui și spunea, vezi că vine Florin Georgescu. Îi dai 2000 de lei pe zi. Mergeam 10 zile în turneu cu el. Da. 2000 pe zi, nu cântă cu vocea, să faci rost de magnetofon, face playback, n-are voie să strice vocea cu noi. Am fost un drăguț. De asemenea am citit, mă rog, prin turneele mari pe care le-ați făcut, inclusiv ați ajuns la Moscova. Cum a fost acolo? Să cântați pe cea mai mare scenă. Am fost la Moscova, la Bolșoi Teatru. Da, da. Am cântat cu doamna Eugenia Moldoveanu, am deschis un concert. Și era un impresar și m-a trimis în Siberia să fac Rigoletto, să cânt Rigoletto. Am rămas, cum, dar am venit, te duci în Siberia. Am pus la Novosibirsk, mă rog, 9 ore de zbor și am primit 56.000 de ruble. Era o sumă imensă. Ce să fac cu ei? M-am întrebat cei de la Aria, nu știu, cheltuiești, ce să cheltui la Moscova? Și mi-aduc aminte că am avut cinste la tot corul și orchestra operii cu șampanie și icre negre. Am cumpărat de toți banii. Și mi-am luat o singură căciulă care a costat 56 de ruble și cu aia am venit acasă. Și am avut, le spuneam la toți, decât să le duc grijă, mai bine să le duc dorul. Nu știu cum ar fi, nici nu știu cum e mai bine. Dar, iată, această profesie este clar că impune o anumită ținută. De exemplu, să vă dau numai o frântură. Așa. Fracul care îl porți sunt niște legi nescrise. N-ai voie să pui mâna în buzuran, n-ai voie să stai relaxat, n-ai voie să te așezi cu fracul. În scenă nu ai voie să fluieri, să ai capul acoperit. Scena este o biserică, un altar. E tot respectul. Într-adevăr, haideți să vă spun și cu... Când am venit la operetă, au angajat și după 2 luni o fată din cor, noi cei tineri eram în față, că să învățăm mai repede, mă întreabă, Florin, tu ai început să iei salariul de la noi? Zic, da, doamnă, de 2 luni. Și te rugăm frumos să ții deodorant și să pun, că miroșa transpirație. Și atunci mi-am dat seama, wow, în ce lume sunt, în ce lume am intrat. Păi eu mă spălam și sâmbătă, dacă știam că mă duc la bal la țară și mă bărbiream pe sâmbătă și de atunci mi-am schimbat complet și mulțumesc și astăzi că trăiește. Contează mult, să știți, da. Au mult să spună exact, dacă e ceva neconform ca să... Și, sigur, într-adevăr, contează. Deținutele la teatre se fac pe comandă, teatrul le face, fiecare are costumul lui. Nu le încurcăm, nu ne confundăm între noi. Este totul, toată ținuta este a teatrului. Spuneți-mă, ce alți mari tenori ai lumii v-au cucerit pe dumneavoastră? Sau ce modele ați avut? Să știți că toți îmi plac. La noi nu este concurs. Mulți mă întreabă, bă, cine a fost mai bun? Pavarotti, în Domingo? Nu există suta de metri gardul, cronometru. Sunt făcuți pentru anumite roluri și pentru anumit gen de operă. Și, sau de operetă. Sunt unici, fiecare în parte. Toți îmi plac. Inclusiv românii mei care am cântat alături de ei. De pildă, să vă dau târgoviștea nostru, Miriță, care n-a studiat cu conservatorul, dar a făcut canto particular. Da. Îmi place foarte mult de acest băiat. E o minunăție și ca om și ca artist. Cântați alături de... Sigur, sigur, destul de des. Chiar în luna iunie, Televiziunea Națională, Opera București și Ministerul Culturii vor să facă un spectacol unde să eu și invitații mei și va fi și Vlad Miriță și multe alte surprize. Dar Vlad Miriță va fi pentru că e al nostru din Târgoviște. Abia așteptăm evenimentul. O să fim foarte atenți. Aș vrea să vă mai întreb ceva. Nu mai avem mult timp. Iată cum trece timpul. În ce măsură mai sunt apreciate astăzi valorile, cultura? E adevărat, în Târgoviște, din ce ne povestiți dumneavoastră, iată, oamenii sunt destul de implicați în viața culturală. Dar în general. De curând am cântat la Teatrul Nicolae Leonard la Galați. Da. Și am plecat fără telefon. Și am deschis geamul și am întrebat un grup de liceeni. Nu vă supărați, Teatrul Nicolae Leonard, știți unde este?
s-au uitat unii la alții și unul a spus, zice, noi avem așa ceva în oraș. Deci, nu se poate nu, așa ceva. Nici nu mi-a venit, cred că erau 20 de elevi, tocmai ieșeau de pe poarta liceului. Nu știau că există teatru. Discuția poate merge mai departe și în școală. Școala ar trebui să fie profesorii mult mai implicați. Părinții acasă? Te spuneți-mi prin comparație. Mă duc cu gândul înainte de 90 și, bineînțeles, ajungem în timpurile noastre. Veneau oamenii la operă atunci, în comparație, mai mult sau mai puțin decât astăzi? Nu știu că eu jucam cu sălile pline. Asta am citit, da, ușile închise. Sălile pline, pozile erau uneori și până la trolebuz. Și încereau să mai întârzi o jumătate de oră să poată să intre toată lumea. Mulți intrau și prin spate, că îmi cereau, cum era grupul Song, da, Mihalea, da. Și mă duceam și spuneam, dacă ei nu intră, că sunt colegii mei studenți, eu nu mai cânt. Și se așezau pe jos, pe culoare. Da, da. Veneau și acum vin. Veneau, dar cum e cu geamurile sparte sau ce s-a întâmplat? Chiar am citit... Da, am avut... De ce s-a ajuns Vigoletto aici? Voiau să vă asculte, nu vă văd, dar măcar să vă audă. Și sau cum? Nu mai erau locuri. Și strigau, noi am venit din Timișoara, că veneau din toată țara să mă vadă. Și au forțat ușile, ați văzut că la operă sunt ușile acelea cu geamuri mici și cu lanțuri și au spart și geamul și... Și au rupt și lanțul. Și am întârziat o oră începerea spectacolului, că le-au pus difuzoare afară. Nu mai aveau loc în sală, nici pe culoare, nici pe jos, nici pe sus. Și au pus 4 difuzoare afară să asculte, că atunci nu erau proiecții ca acum. Da. Și au stat și au văzut, au ascultat. Dar astăzi, din ce observ eu, oamenii chiar... merg și sunt încântați, sigur, sunt doritori de muzică clasică, toată zona asta, aria asta. Păi mă uit la mine la Târgoviște, la Târgoviște, să vă spun, jumătate din populația din Târgoviște provin din Moldova, când s-au deschis fabricile din anii 60, n-aveau forță de muncă, au dus din Moldova. Oare, și sunt cu spectacole de operă și operetă. Vine lumea, s-a educat lumea, a început să guste, pentru că am început încet cu muzică șlăgăroasă de operă și operetă. Și din formă, din ce în ce cresc ca și valoare. Așa îi cucerești pe oameni. Și eu am principiul să le ofer ce vor eu, nu ce vor ei. Pentru că de asta suntem educați, să oferim ceea ce am studiat și le putem le putem oferi să le prindă bine mai apoi. Romanța pe care ați cântat-o, ați ales-o așa ca și mijloc de comunicare, aș putea să spun, datorită trăirilor. Ce, puteți defini puțin în zona aceasta? Ce, având viața asta zbuciumată și veșnic îndrăgostit, mulți compozitori mi-au scris romanțe gen Paraschiv Oprea, Henry Mălianu, Giroveanu, și mulți, mulți alții, nu ți-a scuze că nu mi-aduc aminte. Am adorat și îmi place romanța, că în ea îți găsești adevăratul suflet și sensibilitatea de român. Romanța trebuie exprimată foarte mult prin text, că deja e muzicală. Textul care te inspiră și te întoarce înapoi să-ți recunoști greșelile și păcatele și durerile. Dar ați fost tentat vreodată să așterneți câteva rânduri pe hârtie? Nu? Nu, n-am fost. Așa cum vă simt, cred că nu, ați fi făcut-o bine. M-aș fi gândit că poate deveneam prea... Sunt alții, vorba celebră, e unul care cântă mai bine decât mine, sunt mulți care scriu mai bine decât mine. Da, este adevărat că de regulă este bine să facem ceea ce ne pricepem și facem foarte bine. Domnule Florin Georgescu, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră în emisiunea Portret de Excelență. Doresc mult să vă aud, să vă văd cântând. Îmi doresc foarte mult, pentru că am făcut-o de mult la televizor. Vreau să vă văd și personal și probabil toți oamenii care se uită la noi așteaptă și să vedem... mai des
oamenii valoroși la televizor, pentru că, uite, iată, e un mijloc de informare. Este clar, viața dumneavoastră a fost frumoasă, dar este clar că au fost și urcușuri, coborâșuri. Ce v-a marcat sau ce probleme ați întâmpinat de-a lungul vieții pe care, nu știu dacă fi să mă gândesc bine, ați vrea să le uitați sau nu? De uitat nu pot să le uiți, că fac parte din viață. Într-adevăr, au fost și eșecuri profesionale, au fost de multe ori când nu am putut să duc un spectacol până la sfârșit din cauza problemelor de sănătate. Au fost momente și în viață când a trebuit să renunț la căsnicie și să-mi văd de drum și să-mi cresc băiatul cu demnitate. Sigur, sunt foarte multe. Nu există om să nu aibă eșecuri și pe plan profesional și în viața de zi cu zi. Ele te interesc, dar, nu? Datorită firii mele și cred că muzicii, mi-am regăsit și echilibru și mi-am revărsat plăcerea de a uita, tăria de a uita, să încerc scuze, în cânt, în fiecare frază care mi-a făcut plăcere să o interpretez. Este adevărat că muzica salvează? Sigur, este ca un balsam pentru suflet. Numai să asculți muzică romantică și te relaxează. E o plăcere să mă duc acasă să cânte muzica. Vă ascultați? Am și, sigur, am pianul meu care l-am avut, l-am donat muzeului, mi-am cumpărat de curând pian, că am zis să rămână ceva după mine și multe diplome și medalii le-am donat muzeului din satul meu, Pietrușița, pentru că am simțit nevoia să fac acest lucru. Și fac vocalize și îmi face plăcere să mă implic și mă verific dacă am pierdut o tonalitate, dacă am pierdut un si celebru, si bemol, că toți terorii fug de si bemol. Îmi place. Vă place. Dar spuneți-mi, viața v-a compensat sau v-a oferit acele premii, distincții, acele merite? Sunteți cetățean de onoare, da, în Târgoviște? Și pe unde la mine în sat, la Pietrușița, aici e mai clar, important. Da, dar și ați mai spus că s-a întâmplat asta undeva și în mai lume. Mai sunt în Argeș, la Tel Aviv. La Priboeni, da. Argeș. Sigur, îmi face plăcere să-mi văd medaliile, să văd distincțiile. Sunt și laureat internațional. La Budapesta, acolo l-am cunoscut pe Mario Delmona, că era președintele jurului în 1982. Da. Giulietta Simionato, wow, niște monștri sacri. Mi-e bine că mă simt eu bine cu mine acasă. Vă spun că cea mai mare realizare a vieții mele și cel mai frumos lucru este Florin. Domnule Florin Georgescu, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația și ați venit astăzi alături de noi. Și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți pe mai departe. Sărut, Luna, vă mulțumesc pentru că existați. Dragi spectatori, aceasta a fost emisiunea pentru astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept cu mare drag și sâmbăta viitoare la ora 16, sâmbăta, da? Aici, la TVR Cultural. La revedere!